Salut! Sunt Robert și vreau să-ți spun câteva lucruri despre Bitcoin, moneda virtuală cea mai valoroasă din lume. Ei bine, află că Bitcoin utilizează pe an mai multă energie electrică decât întreaga Argentina. Asta sugerează o analiză a Universității Cambridge citată de BBC. Crearea criptomonedelor are nevoie de energie, pentru că implică tot felul de calcule complexe efectuate de computere pentru a verifica tranzacțiile. Cercetătorii din Cambridge spun că monedele virtuale consumă peste 120 de teravați pe oră. Asta în decursul unui an Valoarea Bitcoin a atins un nivel record de 48.000 de dolari în această săptămână. În urma anunțului Tesla că a cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și intenționează să-l accepte ca plată în viitor. Atât despre monedele virtuale. Numai bine, pe curând!